Am început frumos cu o tură prin Apuseni, o tură scurtă de 2 zile. Ne-am strâns aproximativ 20 de mașini de data aceasta. Pentru cine a văzut episodul din iarnă de la închiderea sezonului, mi s-au alăturat aproximativ 9 mașini într-o mică expediție de o zi la minus 5 grade cu cortul pe zăpadă. Vom face traseul cumva pe invers. Cortul nostru pe care îl știți din expedițiile anterioare, cortul de închiriat, care a ajuns la Alex Suțu în acest weekend. Alex? Da, dragă? Ia uite-l, mă! Ia uite-l, mă! Și tu, Alex! Good morning! Alex Suțu, ia zi-ne, de ce cortul tău, da, este pe altă mașină față de cum ne-ai obișnuit în episoadele anterioare? S-a crescut mașina. Da, dar tot așa, gri! Avem și patrale cu noi, și granvitare. Foarte bine am dus. N-ai zice, a? Că Dita mai ursulețul în cap într-o granvitare, exact, să doarmă înăuntru. Hai că plecăm! Așa, ce aveți voi cu mine? Ce ne plecați? Bună dimineața! Eu de obicei când ești cu Ana, Ana nu, dacă e sub 15 grade trebuie băgată căldura. Acum cum n-a putut veni, am venit cu un prieten. Am zis, bă, dacă suntem Dita mai doi urși de 100 de kg, mai punem și încălzitorul ăla în cort, care e mai mic decât a vostru. Aseară au venit vreo 10-12, urmează să mai vină încă câteva echipaje în această dimineață. Continuăm inspecția. Dar Vlădus, pe unde a fost de oprins praf din ăsta saharian? Neață, neață! Salut! Neață! Și oficial! Așa! Și pe Adrian îl cunoașteți? Bună dimineața! Unul dintre veteranii expedițiilor Transilvania, da. Unul dintre primii urmăritori ai canalului. Adriana, cum ai dormit? Da, bine, cu armurul. Ce ai să mai și comentezi? Fiind vârful de gamă al corturilor Overlander, avem o saltea mult mai groasă, chiar dacă 2 cm nu înseamnă neapărat mult mai groasă, dar diferența de confort este enormă. Înăuntru putem vedea că avem spații de depozitare, avem fereastră chiar și la picioare, una foarte mică, dar foarte eficientă. Ca să ajungem la ea, în primul rând trebuie să îndepărtăm corzile elastice interioare, care ne ajută tot la montarea și demontarea cortului. Chiar și la această fereastră avem plasă de țânțari. Mai avem încă 2 bucate Jeep. Oare tu n-aveai troliul la ultima tură, nu? Salut, salut! Și bine te-am găsit printre noi! Kevin, pare bine! Salut, salut! Salut, salut! Uite numai ce am ajuns! Te-am văzut de mult! Așa mare era. Și asta la altă nu intră. Thank you.
Pe șantier. Un, doi lucruri trebuie să stau. Doi lucruri, restul freacă. Hai, denunț, cum ai iubit! Hai! Rămâi pe urme! Rămâi pe urme! Vai, cât sunteți aici, mă, de ce tau, ce camera am tătit, cât sunt, iată. Show!
atât, atât. Dai de acolo, dai de acolo, ușor. Dai în spate. Bă, are reductor. Atât. Nu, nu mai așeza. Are reductor jeep-ul. De ce nu pune pe mare? Ce nu sape așa? Nu mai trage! Nu mai trage troliu! Troliu, să nu-l mai tragi! Dă-i la roată! Stai că te căutăm imediat, să vedem unde ești, ca să vedem ce soluție avem. Lasă-te un pic mai în spate, mai în spate, mai în spate, mai în spate. Ai dreapta, stânga, 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 stânga. Bun, 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 nu accelera foarte tare. Dai, 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 dai cu dreapta, 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 dreapta. Vrei și fata aia asta iarnă? Da. Nu pot să cred că ți-ai adus aminte de ea. Cum să nu mi-aduc aminte? Eu am uitat-o. Acum ați luat-o? Da. Asta am uitat-o asta iarnă. Că-i zic, de când am început să urcăm, zic, uită-te la baza copacilor, că sigur trebuie să fie o șupă roșie. Și am găsit-o. Nu am problemă de mai tare la cât o stat aici. Da. Hai că n-am. De un copac mai poți să folosești. Hai că n-am ieșit tocmai pe minus tura asta, pe lângă combustibil și un stop picat. Ne-a recuperat șufa de asta iarnă. Thank you.
coming away soon. So let's lay under the falling moon. Tell me something about yourself. Never told to no one else. Te să văd ce ai acolo. Dă un pic să pice, dar n-are nimic. 100 și un pic de lei am dat pe el. La târgi, la negre. 105. Era ultima. La proaspăt. The art and the artist. The artist. Hai să vedem cât de greu e să desfacem un scaun. Desfaci de aici. Desfaci de aici. Preferabil cu capul în jos. A, așa. Calcă pe partea de jos. Atâta, nu, calc. Așa și trage de mânere. De acolo. Trage. Da. Ala, desfale. Ai uitat să-l desfaci. Și cum depărtează-le. Ia piciorul de pe el și depărtează-le alea. Mai tare trebuie deschis un pic. Nu l-ai așa, unul, vezi că e unul mai sus, unul mai jos. Trage și piciorul din asta. Piciorul ăsta mai trebuie extins. Pune piciorul, mai calc o dată pe el. Și trag de amândouă. Și trage de amândouă. Acum le fac. Acum nu mă plăcătesc? Exact. Preferă cu fața încoace. Calorina de vită, nu? Să ia. Pentru a monta cele mai ușoare marchize, care se montează în 2 minute. Am terminat și cu montarea marchizei. Desigur, acesta este setup-ul perfect atunci când vremea este senină, afară este cald și, desigur, nu bate vântul. Recomandăm cu căldură în momentul în care vântul bate să folosiți sforile pentru ancorare. Recomandăm ca în condiții nefavorabile sau ce știu eu, aveți ghinionul de vreo ploaie, ca unul din piciorușele marchizei sau chiar amândouă, cele din față, să le lăsați puțin mai jos pentru a da o ușoară pantă și a nu lăsa să se strângă apa. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you.
Ia la-i, mă. Vreau să-mi aduc să-i... Ce trage piciorul așa? Nu cred! Am filmare! Am filmare! No, hai, dar la, la plăcinte înainte, la traseu înapoi. Who's the head of the every car, okay? Alright. So, and then we'll compare them, okay? Too much pressure. Mare, n-am putut să le spui la oamenii ăia că e strâng. Nu, 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 eu sunt cu grupul. Păi dumneavoastră sunteți cu grupul, dar trebuia dumneavoastră să mergeți înainte, că eu vă spuneam. Un kilometru e de aici până acolo, e prăpăcea. Da? Deci, pe partea dumneavoastră, e trăizat. Și n-ați putut merge? Noi am trecut, dar foarte încet, foarte încet am trecut. Dar-s mai multe locuri sau? Unu, e rău prăpăt. Da, poate să fugi, și... Mergem încet. Dăm la lopată, facem. Nu e treaba la lopată, dar nu știi și dacă intră tare așa, fuge terenul. Ok. Mersi. The locals told me that the last rain destroyed the road very hard and we have to be very carefully at one section. Okay. Maximum
Pornim motorul! Sounds great. Oi, sono stato un freddo, sono stato toccato tra sua radio. Clean hands or whatever. Never know what I do clean. Almost me. Päälle tulee sinne maljaa. Service time. Service time. We changed the cups helposti. Between. It's a defector. Yes. It's because that cup is cracked. But this one is it's okay. Okay. So it's okay. Yeah. Anyway, it's better than the other one. Than the other one. And this doesn't leak at all. No. Then it will be better. At least for now it doesn't leak. Yeah. Ruitiasta on silmässä. Se laminoidaan siihen se paperi. Mä oon tätä harrastanut. Haluatteko insuliinipiikki?
But you're pro working again. I'm just confirmed and that there will be no problem. It moves? You feel it like it moves? Or? You know, it's only two bolts on the bottom. And, ah, and okay. Now it's shaking like this. So okay. I'm a little bit worried. This is supposed to be making me relax. Baari asema. 235. Pikkuräikkä. Tämmönen on pikkuräikkä, tämmönen näin. Jogurtteja vissiin. Halujen mukaan. Ja tässä on 11. Siellä on 11. Tässä on liian pitkä. Left. Ah, siinä on hyvä. Älä jarruta, kun sä lasket taaksepäin. Miks sä pysää? En mä jarruta. Varmaan se hirveä. Than my mind sees farther than my eyes. Ooh. My heart hears better than my ears. Pieces you brought me. Never forget, so fill my heart. Whoops.
like the car going to have problems. The rear, how it's the life on 20 degrees? It's really nice. We put also the rear air condition on, so it's getting cold. It can't hit you from the back. Yes, yes. An oil inside, yeah, that change his viscosity. Yeah. Viscosity. And now we need to lock this. Exactly. Yeah. So this lock from this. Yeah. So if we drill a screw from here, then it's absolutely sure that it yes. will. Yes. Careful. Very, very slow. Mm-hmm. Just like beer cars. Yeah. So it's not enough water. It's not enough water, exactly. Because the fan is not working. Samo, taas on juttuja, ihan varmasti. You hate high places? Yes, a lot. Okay. Te ette laittanut tätä kiinni, saatana. Sinne kapotaan. It's okay. No joo, jos se löytyy. They didn't... They didn't tighten it. Exactly. No. Puuttuuko siitä siihen? Acum cum e blocat, când oprești motorul, el continuă să se învârte până se desfiletează. Serios? Mikä
is empty spaces here and there. Visco coupling tools were here, and here's a new alternator. I think there's a fuel pump and some hose clips and stuff like that. There is a little bit of the stating. As you can see, we are vegans. Coffee break? Oh no, beer break. Yeah. And clock is after 6, so I'm not allowed to smoke. I never smoke before 6. Joo. Maybe your father has to bring also diesel. Maybe I can donate some. 5 liters for everyone. For everybody. Okay, Eric.
cannot with it. Please give me explain. I don't think it's okay for box of the. We just spoke that we could make the first bad thing sideways with the shovel and then. Okay. On. Do you want to do this? Why not? We are here to drive. No nyt tässä keskustellaan vielä, kun tästä ylöspäin ilmeisesti tämä tie paranisi, että vetästäänkö tämä ylös ja sitten jatketaan matkaa. Se samanlaista aaltoilua sinne asti vai onko siellä vielä jotain rankempaa tuossa sille eteenpäin? So should it get better after this? Do you know? Tää alkaa tasoittua. After 800 meters. What is there? The road what we are looking for? Not the yeah, but they are. We are already on the road that I'm looking for. I know this road. Yes. And 800 meters more, there are some rocky just to have to climb, and it's not such a. So this is the hardest part. Yeah, yeah. No, tulkaa ylös vaan, että se on se vaikein paikka ja sit pitäisi tulla helpommaksi. Tuli jossain edempänä jotain kiviä, mutta saman tyylistä kuin ollaan jo ajeltu jossain aikaisemmin. Wait! Just the winch.
Nope. Don't stop! Don't stop! Tulla vaan! Good! Riempaa! Tehän se tasa pitää. Ei, siis se on menettävä. Ei se kun... Odota, kuski puuttuu vielä. Se pitää vaan peruuttaa, se rengas putos sinne. Kivi on sitä mennyt eteenpäin, olisi parempi. Se pyörää vaan niin hito syvä siellä kuopassa. Niin kun se on sitten tää pystysuoraan. Jos otetaan vähän matkaa, hyppää kyytiin ja laita renkaat näin. Sit otetaan etuvinssel sen jälkeen, me saadaan se sieltä kuopasta. Yeah. Just release the winch. Yeah, yes, just. Vaikka se pohjaa sen renkaat, niin se saa pois sitten sen nyt. Try a little bit, just small. Ei kun mene sinne kyytiin. Hyppää kyytiin, hyppää kyytiin, joo. Auto käynti ja pakkia. Just winch it. Pyörä vasemmalle. Ja vinkkiä eteenpäin. Yeah, winch. No, no, in that direction. Am făcut un mic anunț în rândul comunității Transhumant să descoperim că ni s-au alăturat aproximativ 9 mașini într-o mică expediție de o zi la minus 5 grade cu cortul pe zăpadă.
mică veste proastă pentru acest episod. Ana va lipsi, din păcate. Putem prezenta un pic și mașinile care vin. O mare parte dintre ele le știți în episoadele trecute. Ne învârtim în munții Apuseni, pe forestierele, teoretic foarte ușor accesibile din munții Apuseni, care s-ar putea să nu fie la fel de ușor accesibile acum pe zăpadă. Trebuie să ne băcăm și noi, dar... ajungem la cutiu în Paris. N-ar trebui să facem mai mult de 2 ore până în Glăvoi. Ok. La 2 să fim la locul de campare, ție târziu. E ok. Ți-am pregătit bucătărie specială în care doar fetele vor avea voie, fetele care contribuie, fetele și țăcă. Țăcă. La loc. Dar nu mai vine, zici așa, țăc, 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 și așa din când bagi tachetul. Nu-l ai că spațiu din vârtit aici. Ne abținem să ne învârtim, da, Ionuț? Să mă învârt? Ai una mică. Este de jos, doar nu crezi că-s de la schiuri. Cursul de prim ajutor. O fac mai ușoară. Ce faci, Ruben? Des un furoți. Trage, trage. După ce cuplează fața, da. Înainte să cupleze fața, nu. Am desumflat. Let's go! Acum începe. De ce îți tremură mâinile? De la frig. Încercați să păstrați distanța unul față de celălalt după ce ajungeți la zăpadă și comunicați pe stație. Când ajungeți pe drept, unul spuneți la următorul că poate porni. Și încercați să urcați cât mai susținut, adică una a doua cred că e suficient, a doua ținută constant, încât să nu rupeți nici aderența și nici să nu vă opriți pe loc. Mai știi cum e? Că odată ce ți-ai luat mașină de off-road, știi pentru ce ți-o iei. Acum noi toți ne mințim că nu ne-am luat-o pentru off-road, că avem grijă de ea. Partea bună e că miroase a brad. Perfect, mă băiatule. Miroase a Moș Crăciun. Ne gândești că săptămâna trebuie doar fost niște inundații aici, adică. Poate că a fost o decizie nu foarte înțeleaptă să lăsăm pe rând în primul. Imediat ajungem unde am dormit eu noapte. Numai s-a prins farurile, Paula. Poate avem o șansă la trimis zăpada pe margine. Să fie zăpada mai mare? Să fie zăpada mare. Și avem ocazia să vedem și fenomenul numit ceața padișană.
trage. Ce o. Ce stai? Da, da. Trage un pic, Andreea. Ce băieț harnic aici. Ce mai harnic? Dă-l mă un pic jos că le-au eu, nu sări tu cu el. Gata, las. Și cea unul, ce el face? Roxy. Totul este pregătit, speriat, porționat, dar trebuie să le punem la foc. Hai, tata! Cramele, pâncota. Da, trage-mă! Păi e voi! Nu reușesc să prindeți așa. Trage de gaute. Poftiți, vă rog! Nimeni de? Da! Deci așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Zi! Păi cum s-a terminat cea unul? S-a terminat cea unul. Negru la minus, roșu la plus. Glăduți? A tău sigur pornește. Bă, acum 3 ore băgau căldură de numă. Bună dimineața! Da, au mers motoarele în continuu, cel puțin la Roli, o parte cât am auzit la Ștefan. Acum de dimineață am văzut că Ștefan e mutat lângă Alex. Deci probabil au făcut așa un schimb de călduri. Cred că au pus un tea între mașini pentru că sirocolul Ștefan, chinezăria, nu a reușit să pornească. Și pentru că râdeam de Ana, că are abilitatea de a se trezi în secunda în care ceva se întâmplă cu căldura. Așa am pățit și eu. M-am trezit așa brusc în mijlocul nopții. Am auzit că se turează un pic mai tare. Probabil termostatul a simțit că, bă, hai să-i oprim căldura la om. M-am întins repede după termostat, l-am dat un pic mai tare, pornit de la capăt și am mers în continuu toată noaptea. E cald, am dormit în chiloți și bluza asta termală. Dar acum când am aprins becul și am văzut, e gheață înăuntru. Gheață. Lui în vigioare deja a dat lumina, ceea ce e foarte dubios în padici. Bine, nu cred că vom vedea astăzi soarele, pentru că din septembrie nu mai răsare soarele în Glăvoi. Dar s-a făcut foarte, foarte lumină. Și câte grade am avut azi noapte? Minus 10. Am putea să facem o farsă să le oprim sirocoalele, să vedeți ce repede iese toată lumea din corturi. Singurul erou care a dormit fără încălzitor! Numai pe terasă se fumează. Da, pe balcon. Ia să vedem, pornește. Minus 8, bujia s-a încălzit. Nu pornește. 2 hours later. Foarte simplu să-mi dau seama unde se întâmplă ceva, că vine tașa. Îți place masa noastră? Da, da. Stai că mai degrabă nu, că... Că face contact, da. Ceva cu mine asta. Ia să vedem cum pornește. Pornește japoneză. Ultima japoneză din grup. Bine, mă, silențioasă. Nu a fost ca și cifru.
repede. Numai noi trei suntem. Păi nu, ideea e să-i vedem pe următorii. Nu mai am 4x4 de ceva timp, dar e ok. Când trebuie, mă dau jos și repun. Roțile la asta se dejantează frumos de suflate, dacă lovești la. Ei, cred că în afară de aia care se desufla complet, cam toate cred că au mai scăpat un pic față de cât de suflat eu ieri. Afecteze bunul mers prea tare. Și ce faci acum, Ruben? Dăm 4x4. Când ajungeți pe drept, unul spuneți la următorul că poate porni. Și încercați să urcați cât mai susținut, adică una, a doua, cred că e suficient, a doua ținută constant, încât să nu rupeți nici aderența și nici să nu vă opriți pe loc. Dacă rămânem aici, de ba, uite, când ne apropiem de copac, it's fine. De ce ne troliem dacă rămânem? Opa! Opa! Da, Ștefan, poți să-i dai până atunci, hai sus. Rămâi în urmă, nu încerca să ieși din urmă. No, Domi, du-te pe urmele mele și încearcă să le faci un pic mai adânci. Pe urmele mele, Domi, nu trișa. Puteți să-i dați în spate? Ia, auzi că au plecat deja. Și cred că putem pleca și noi dacă îl vedem pe Ștefan.
Ai ieșit în gol sau încă ești între copaci? Am ieșit în gol, dar stau în spate, încerc să mă încerc o dată. Da, da. Cum ai rămas acolo? Moare într-a doua. Eu ce ți-am zis că nu duce a doua? Așa e. Acolo lună sau două am venit pe aici, dar nu era înghețat, nu era nimica. Aici și aici bucata asta. Aici au rămas zăpada de acum două săptămâni și peste aia sunt pusă asta. Și noi cu baustă numărăm de aia de deasupra și cu mine cu voi rămâneți de asta de... Lasă-i, nu-i la... Da, nu poți. Să-i lași pe ei în față. Să-i lași pe ei în față, care-s mai mici. Nu, că eu sunt foarte mare, da. Da. Dar pun de gârlic să nu smulg ceva de la troliu. Da. E blocat... Înghețat troliu. Înghețat. S-a dus și 4x4-le până a pus-o șupă. Da. Ben, mai încerc să umfli o dată 4x4-le. Da, și dacă e să te leg, ar trebui să te leg de acum, că după aia nu mai pot să vin înapoi după tine. Hai da să mă troliez eu, de copacul din față. Da, o geacă, nu ți-ai putin. Când mi-a fi frig. Și de care copac? Acum nu, mâine dimineață. Da, poi mâine, ca să apucăm să ne încălzim și noi după tura asta. Hai când mă gândesc că mai am de pedalaj până la București. Hai că încerc să te scot prima dată pe tine. Și după aia pe Ștefan. O reușit să alege? Hai că trebuie să pui ok. Atât. Oh! Bun.
știe că la un moment dat îl va împinge. Exact. Mai vreau pe față. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Cum v-a fost drumul? Bun. Dacă ne trezeam la timp, a fost bun. Numai bun de început de aventură, nu? Da. Coră, coră de somn mai mult, pare bine. Hello. Salut. Da, mai înălțat, că e supărat rău pe ea. Da. Salut. Salut. Bună dimineața. Să rămână neața. Bună dimineața. Piloți un pas în față. Țin să vă anunț că s-ar putea ca ziua 2 să fie foarte lungă. Va fi lungă, va fi lungă. Am învățat să le punem. Da. Curățăm suprafața. Da. Și îl întindem bine cu cardul. Exact. Da, așa frumos, dintr-o parte, da, în cealaltă, de pe măsură ce îl desfaci. Da, da, da. Așa e când fii copilot, trebuie să muncești. Tu prea când fii o trag. Hai că ne înțelegem bine. După mașina 6, cine este mașina 6 oare? Pac-pac! După Mitsubishi te duci tu, Bogdan. După Bogdan va veni Rolly și după Rolly voi fi eu. Nu mă lasă nevasta, știi că mi-aș fi luat de mult în Touareg. Bă! Păi, și ți-ai luat patrol în loc de Touareg? Știam pe cineva. Asta l-ar depozea aici, asta liniștit. Știam pe cineva. Și de ce îl conduci tu? Da. Mai am unul, cam două. Că mi se termină rația, asta liniștit. Da? Am vrut să mă duc mai aproape de apă. Pizza de ieri. Ce mănânci acolo? Pizza. Ai venit la munte să mănânci pizza? Da. Asta e luată de ieri în plus, din greșeală. Greșeală, da, păi, așa, de greșeală comandă. Să tot facem. Greșeală de comandă. Și noi tot sucul la plic facem. Apa și... Asta e cam și eu. Lăsat asta când am turnat apă și a rămas aici. A rămas aici. E posibil. A rămas aici. Când ai pus un... Uite, uite ce... Dar nu, trebuie să scoți asta. Asta am zis că acum... Asta e faza. Acum ar fi tare să pierd apa, știi, la urmă. După ce grata atâta. Ai mai sânge? Nu, trebuie să sparg asta, cred. Nu? Da, ar ajuta. Da. Nu am crezut că e automată faza, știi, cumva, ca la... Tradiționale. Taș, de bacăm, rănină, roșii, cărnați picant. Nu-i de-a noastră, nu primitare. Avem roșii? Da. Gătite de mine. Ciupești cu maioneză. Îți obrăceai pe alea. Ruben, când ajungi la sărbătoare, să te oprești ca să ai și tu două poze măcar. Da, păi, am trecut. Stai că dau cu spatele.
toată zona la dronă. Sunshine when you're gone. Ce-am să pună costelul partea asta, pentru că arăți într-o religie, stăteam cu glorie care folosesc. Ce harnic e toată lumea. De ce nu mă mai doar genunchii. Greu așa, nu-ți pot așa. Unul muncește, unul stă cu mâinile în buzunar. Jumătate de oră mai târziu. De intrare mai aici, ca să te poți să fii pe ote. Nu am văzut că veni, ne-am uitat că ne-am strâna pus. Uite așa, gata. 2 hours later. Da, având în vedere că lasă strânge. Da, n-ar trebui să iei așa mare problemă. Ce ai fost să ceri? Un bolovoc, să văd dacă am parcat mașina cum trebuie. Da, dar măcar eu n-am așa ceva. Deci cineva s-a gândit să aducă. Și eu m-am gândit să întreb. Hai să vedem. Eu zic că e în limite. E în limite, nu? Deși panoul ăla pare mai... Nu, ăla se lasă la mijloc. Aici se lasă. E super drept. Dar, ia să vedem. Da, e cum am și văzut. E mai înalt în partea asta. Ce Dumnezeule gătește aici? O mâncare bună. Iarbă. De iarbă ce avem aici, în jur, peste tot. Deci eu trebuie să vii de la București cu ea. Mâncare delicioasă. Dar Ruben, da. Voi sunteți certați pe focul nostru? Nu, vrem să facem un grătar. Păi și ăla ce are? Aveți grătar? Păi nu. Să punem. Avem foc. Nu, hai să facem acolo. Știi ce am făcut? Am luat mici, am luat cărbuni, am luat lemne, dar am uitat grătarul acasă. Sila? Ce mănuși chirurgical? Mănuși de mecanic. Am cumpărat un sirocou și vreau să-l... Să încerc, să vedem ce că face față. Încă n-am folosit acum și ceva, dar... Așa, doi. Numai, se mulțumește. Am făcut reducție la 75. Că inginerește vorbim 75 cu 75 îți cap în cap, știi? Dar nu. Și trebuia să fac 75 cu 78, să intre mamă cu tată. Este puțin homo, este tată. Și scociu de izolat, care căcare este, a rămas acasă în blugi, de ce nu? Și puțin am găsit o inginerie.
Și acum știi ce ar fi cerea așa de pe tort, nu? Să-l cuplezi la cuplu și să spună că n-are suficiente pensiile luate. Și tocmai îmi dau seama că nu l-am alimentat cu motorul și trebuie să-l trag afară. Dar cât ai? Nu-i deloc? Gol. Gol, că pleacă prin supapa de evacuarea. Presiune, știi? Am Ai făcut-o grav? Asta n-am mai văzut. Mă, da, că cei care curent continuu, știi? Ia să vedem ce zici. Stai, stai un pic să pornească. L-a luat. O pornit. O pornit. Tot am fugit de focul tău. Da, am văzut, am văzut că nu vă place, nu vă place. Ia să vedem. Această micșunealtă cu un super românist care ar avea termostat OBD ăla. Da. Și surprinzător, reglăm temperatura și care ești termostat incorporat. Și-l ducem în cort și nu mai avem treabă cu el. Setăm gradele, 24-25 cât avem nevoie și el își face treaba. Cu Doamne ajută, ar trebui. Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem la micul dejun. Aici ai, nu, ți s-a dus bieleta. Hai încoace. Uite-o. Când trag de bieleta, acolo de sus, de pe telescop, aia, aia sună. Băi, e desfăcută. E desfăcută? O, sper, nu știu, stai cum. E desfăcută, mă, se mișcă cu totul. Dar de acolo e. Da, e desfăcută, e, știu, fii atent, când mișc, se mișcă și rubul cu tot așa. Păi am trusă, stai așa. Hai, gata, hai că o strângem. Bine, Bogdan!
Să era bun în geograf. Frate, am văzut drumul. Hai că n-am mers chiar așa departe. A plecat, a plecat. Ah, am crezut că e eroare de GPS. Da, eram foarte aproape. Sau ne-am putut la un restaurant. S-a votat restaurant. Da, da. Deci vă rog, dați-mi voi. Să tragi un pic. Vă rog. Au dat să mai ciudate că de aici. Dă viu. Ia, ia. E spectacol, locația. Long night, long drive. Alte treabă. Ce vrei să faci cu ei? Să-i mănânce. Mănânc, cruz. Așa foameții. Dar e bun. Care nu mi-e foame, iubirea mea. Ne trebuie tare focul. Bă, deci maxim, amândoi, maxim. Dar suntem faini, nu suntem faini. Maxim e faini. Deci noi nu ne plictisim niciodată de noi. La un moment dat stăteam cu zică într-o și spun, bă, dar tu nu conduci mașina? La care el foarte tare spune, nu, un pic, că jucăriile sunt amiere, nu? Femeia cu jucăria ei, nu? Deci, da, cred că urma acum să prind un pic cârnăciorul pe fondul ceaunului. Am intervenit, am făcut aceste mișcări pe care numai eu știu să le fac și de acum va fierbe în continuare în cele mai bune condiții. De ce stăm? De ce stăm? Te așteptăm. Facem griji pentru voi. Alin spune că cele. Suntem ca pui de căprioară fără mamă. Mai las mult, dacă praf am eu mașină.
Căruz. Mușcă. Coboară mai repede decât acum. Nu e imposibil, da. Nu e imposibil în lumea asta. Eric, deci, Eric, înclinat, faci tapă, dreapta și stânga, ți-am mai spus. Așa. Acum dă invers. Așa, bravo! Așa-i, faci tapă. Facem baie în râu? Gata! Voi nu tulburați, stai să-mi aduc telefon, fac și o poză. Nu tulburați apa! Six hours later. Pleci în concediu, am? Da. Unul gătește, unul tăia. Ca în Survivor. Urc, așa-i? Cartofi prăjiți cu grătare. Și ai dat? Toată ziua am zis că facem fasole. Și cum ai ajuns la cartofi? Și pe când ajung aici, n-am, mă pot să tai ceapa să călesc. A, dar nu, că mâncăm grătare. Cum mâncam grătare toată ziua am zis fasole? Așa că mâncăm grătare. Și am cerut și un aragaz. Și ai primit două. Păi nu, că unul e al meu, dar fac grătare cu cartofi prăjiți. Cum fac gătăia cu cartofi prăjiți dacă nu cer împrumut grătare? Eu, bineînțeles că deja am gătit. Și rapid. Da. Simțeam cum vom. Sunteți drepti aici? Da. Pe Boloboc. Stapă direct. O țem că să alunecă. Cine pregătește bucătarul? Cui foame? Cui foame? Ce zici, Chiri? O porție de cartofi prăjiți? Niciodată nu se refuzăm. Așa-i? Nici nu refuz. Ha ha ha!
plantezi în copac. Înaintează de acolo. Mă duc lângă Mișu. Te rog. Pentru că uite, îl vezi aici, îl vezi? Dreapta ar veni cum suntem noi și ajungi direct în negru. Wow! 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 Vai cât de rău ai luat-o! Ar trebui să meargă, dă-i înapoi! Din mașină nu-ți dai seama. Apa, așa e mai simplu! Acum! Bun, ce-a fost greu, a trecut? De la drumuri și păduri. Da, da, da. Dar mai stânga, nu ți-a plăcut să mergi? Dar nu mă încadrez, dar și cu dreapta alta. Că ești prea virat. Dă-i spate! Stânga, 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 stânga. Mamele mele! Dă-i față, 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 stânga. Dă-i față, dă-i față, lasă. Față, stânga, hai, dă-i, 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 dă-i. Mamă, să mă balansez și eu. Da, da, aici trebuia să dai un pic în spate. Dă-i la Vale, nu te mai... Dar l-am văzut pe el. Măi, n-are ce să se întâmple. Nu mă pun pe o parte. Lejer. Ții, ții cât mai în față. Hai în față, hai, 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 hai. Hai, hai, hai. Ține, ține așa, ține așa. Așa. Bun, stânga ușor. Atât. Hai, el a vrut să urce sus? O scăpa volanul sus. Cu motorul pornit e mai ușor.
Dacă și el vrea să se urce. Da. Asta a făcut și Mișu, și Alin. Vai! Cu spatele, tata! Nu, nu, dai față, față dreaptă! Dreapta, dreapta! Greu stai în mașină, tu față! Nu, Costel! Nu! Costel, ca să nu te, să nu faci ca ei, ascultă-mă pe mine, hai! Hai drept! Stânga, 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 stânga! Bun! Dreapta, dreapta, așa! Stânga, stânga! Bun! Dreapta! Bun! Asta a fost pentru sposa! Suspensia rezistă! Filar, nu mă gândesc că nu știe. Dar nu știu de ce încearcă. Fine. O, hai să facem fiu sensibil. Hai să votăm. Liliana! Hai, ai trecut. Bine, Ana! Acum toată forța e pe o planetară și riscă să rupă planetara. Mamă, ce ori. Ai, ai, ai. Nu, mă, stai cu minte. Da, da. Nu, nu, nu mai da la roate, stai un pic, stai un pic. Să nu rupem planetara numai. Da, dai, dai troleu. Mai, mai, mai. Mai. Nu, dă-i la roată! Dă-i la roată, spate! Spate! Bun, suficient! Atât! Stânga, virează stânga, Alin! Cealaltă stânga! Stânga față! Dă-i drum ușor din troliu! Bun! Stai un pic, Alin! Alin, stai să te dezlege! Eu nu înțeleg ce înseamnă. Nici eu. Balbo și balboșul ăla, vă spun eu. Ai, ai. Nu încerca să ieși, mergi tot în față, înclină pe parte. Dreapta un pic. Așa. Rămâi pe stânga, 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 stânga. Stânga aia. Much, much, much later. Dar bună ziua, bine ați venit! Să rămâne bine v-am găsit, ne bucurăm că am ajuns cu echipajul complet și
balena albastră în stare perfectă de funcționare. Da, da. Și-a entuziasmat. Nu, păi prea entuziasmat, așa cum m-am relaxat într-o dată. Condiții obligatorie. Avem aici. Vreau un ochi sau cum vrei? Ce bine că ai apelat la unul foarte înalt. Ce bine că plecăm la 8 jumate. Nu, Ana. Nu era. Voi că sperați că ajunge la 7 la locul de cabană. Măi, eu chiar sper, să știi. La 7 dimineața să nu ajungem, în rest e ok. O oră, oră jumate ar fi o plăcintărie. Dar ce facem, Alex? Să mergem pe la mănăstirea de Paici astăzi. E Paici? Da. Va fi un semn mare pe drum. Bun, s-a închis? Perfect. Stai că mai are o ureche acolo. Nu, nu, Alex, nu, nu. Alex. Nu se poate. Alex, lasă așa lucrurile terminate. Bun, începem cu loz în plic. Dintre aceste patru bețe, că suntem doar patru prezenți și cine nu e astăzi prezent, își pierde ocazia. Partea nasoală la turele astea de weekend e că nu are ocazia fiecare să fie șef de tură. Eu nici nu doresc. Alo. La turele astea, cum știm deja traseul și făcut întrealabil, nu mai e nevoie să mergem noi în față, așa că veți merge voi în față. Noi vom fi închizători de tură și avem două bețe mai scurte pentru cei care vor deschide traseul. Eu nu. Nu mă bag. Regulile rămân aceleași. Chiar dacă conducem traseul, nu ne ducem singuri pe traseu. Regula rămâne, nu pierdem pe cel din spate. Iar când mai trecem prin sate sau și dacă nu-i sat, dacă-s două, trei căsuțe cu o băbuță pe margine, încercăm să nu-i dăm praf la băbuță, încetinim, salutăm. Bună simț. Reprezentantul de mașină. Pot eu? Haide. Tati. Da. Necâștigător. Deși aș fi vrut să mergem noi ultimi. De ce? Așa. Pa, pa. Ai rămas necâștigător. Ei doi sunt... Alegeți-vă care cum vreți în care zi. Îți fac onoare în ambele zile. Eu dacă mă duc în față, n-ar fi da. Bă, sincer. Și dacă nu s-ar fi ales așa, eu după el aș fi. Nu, sincer, dar eu îmi știu limitele. Deci știu să fac orice, dar nu cu orientarea geografică, n-am nicio treabă. Exact, asta vom învăța astăzi. Când urcăm pe râu. Când urcăm pe azi, iar nu. Asta mâine. Astăzi. Mâine sunt conducător. Mă gândesc că poate mai sunt bolova în chestii pe acolo și nu putem să mergem noi. Avem Vasilici. Cercetarea premiilor. Exact înainte. Avem Ionuț în Paula. Suchii noi astăzi. Zică, Suchi!
Thank you. Frumos. Da, ei, nu. Ia că de aici ce mai curios. Te trebuie să vezi. Nu, e plin. L-a nimerit pe lungime. Super. Ei bine. Da. Exact prin același loc. Dacă ești pe aceeași culoare, nu mai știi care-i trecul, care ești tu, care... Bun. La fel și ai încărcat trecul? Acum descarc harta sau nu? Mai aproape de 100 de metri, la 50-25 de metri, problema că deja o să ți se pare foarte mare abaterea. Fiind foarte apropiat, tu ai tot timpul o eroare, ori tu, ori cel care a înregistrat. Și sunt foarte mici șansele ca tu să mergi exact pe aceeași urmă. Deci să nu te sperie dacă tu ești la un 20 de metri și mergi paralel. Nu, deja gata, la drum. Da, cum? Păi, da. Alex, ca să nu stea bine. He could build me with feathers and break me with smoke. Me, I fear a thousand. Floricelele mele de la Bogdanel. Următorii 3 km femeile vor trece ca și imigranții în mașini, da? Perfect, nu cam să mă dai jos. Nu, nu, tocmai nu trebuie să te dai jos, trebuie să te ascunzi în mașină. Bagaje. Stai că o să vezi imediat panoul. Ce discriminare, nu se poate așa ceva. Și îți dai seama câtă liniște îi. Hei! Sunt pe la poli, la politehnică. Am ajuns la Atos de România. Faci. Lista la față pe care scrie poarta trebuie să fie permanent închisă. Acotim prima la stânga sau la dreapta? Corect. Ai nevoie de reductor? Obligatoriu. Să nu mă duc, blana, Kiwi. Păi mai ales cu copilul din dreapta ta. There's always hope to keep us going. I still see a white picket fence and green grass growing. Maybe I was drunk. Ce mai speriam noi, nebunule? Altă viață. Băi, cu cauciucuri. N-am avut nicio emoție. It's your love that's killing me. So talk to me another time. Ce să fac și eu? Te mă duc să fac. E tanșem un pic cu aici, garnitura de la ulei. E bine? Ba da, dar n-am vrut să te deranjez. N-am vrut să te deranjez.
mașina, e aici unde mi-a fost Dani să mai să facă pacele. Și am pus pe sub garnitură. Știam că o să curgă, dar am zis că poate nu. Ulei, nu? Da. A strupit? Nu e problema că avem soluție aici, nu mă să curăță. Avem ulei. Tati! Da! Și unde o să mergem acolo? Sus? Sus? Pe munte? Da, și după aia o să coborăm. Da, mai trebuie. Să văd poate ne mai trebuie. Lăsăm ducul, dar nu-l vindem. Da! Încă. Încă. Păi am zis și eu acum cât a ridicat el drona și am condus, eu zic, păi zici că e alt traseu, una e când te duci cu Toyota. Și acum m-am urcat și la volan, deci eram total, zic, nu, nu, e alt. Și care mai... Păi dar eu nu l-am simțit data trecută, îți dai seama. Îți dai seama că pe acolo am mers cu 34 la oră, alergătura, alergătura. Am toată încrederea în tine, Paula, că o vei trece cu brio. De la expediția, acum două săptămâni și de un 1 mai, nu mă mai sperie nimic. Asta e atitudinea. Doarme niciodată? La, pe autostradă, pentru că acum zic că nu se cumetă să se culce. E prea frumos. Cum să pierd așa ceva? Acum ieșim imediat în deschidere. Da. Avem vreo 3 km, urmează urcare. Ieșim. Cât de aproape ai mai fost de eoliene? Chiar lângă ele, la Dalboca. Dar la noi în țară nu. Nu. La fel vom trece și acum, exact pe la picioarele lor. Întrebarea este câte plăcinte și de care doriți? Variantele sunt cu brânză sau cu afine? Bună ziua! Ce ai? Cred că de când ați fost de voi puțin palastieră. Unde? Știți că te le rupem pe aici. De ce să le rupem? Nu ești frumușel, frumușel. Zici? Ești acolo în capăt. Hai, da, unde în capăt? Acolo, de ce a trebuit. Spune, Ștefan? Da, Alex? A întâia la relantii, da? Păi și cât e întâi așa? Aici ai un ac de păr, 200. Ce? Stânga, stânga, stânga! Ai, ai! Ștefan? E Am frumos din trolul. Ia, ia. Da, da. Du-te la mare. Hai. Da, da. Bun, doar trolul momentan. Unde te depărtează? Thank you.
spate. De sa. Da. Stai ca e un pic transpirat, Suca. Dar tu știi când am coborât din mașină? Vezi că mi-i gândeam să scam toată căruța. Când am văzut afară cu copiii, zic, bă! Bai! Ai văzut? Da! No, și acum? Da, în față, până unde ai drept. Hai, la mașină. Cum e? Îți place? E frumos, dar... Vreau să te uiți! Dar nu cred că pot să urc! Entuziasma, Ștefan? Și-a dat un pic prea tare și-a ciupit ca un ciupit. Și-a ciupit ca un ciupit. Are pană? Atât! Da! O faci aici? Să nu trebuie să întoarcem pe... Atât! Dreapta! Dreapta! Lasă-o un pic troliu! Troliu și roată! Tu ești maxim stânga, trebuie maxim dreapta! Dă-i troliu! Mai lasă! Ce e? Cred. E rup brațul, că nu trebuie să atinge spate. Atinge rău, s-a rupt brațul. Serios? Da, mă, s-a rupt brațul când am dat în ăla, mă. În ăsta când ai dat? Da, mă, firar mama ei. Ai să încet? Pe da, ai zis, dar aici încet, încet, nu știu, vreau să-mi zic să mă opresc. M-aș fi oprit, nu mă gândeam. Nu, e rup brațul, nu are cum să nu fie. Nu atinge acolo, e mult în spate, dar, foarte mult. Mai ales că e și eu, foarte mult în spate. Nu, trebuia să ne întoarcem, nu avem început. Nu era de întors, era numai din troli, urcat frumos, frumos, controlat. Știu, da. Dar când te-am văzut că ai urcat acolo, da, pentru da. Piatra asta mai era atâta. Știu, dar nu văd nimic, n-am știut cât să mai iau, cred că am mai în dreapta. Da, nu o pricep așa de bine. Nu, e rupt brațul, n-are cum, e clar. Păi, ceva e rupt. Să scoatem. Ceva e rupt. Trebuie să scoatem. Păi, dar nu cred că mai merge în față. De ce să mai merge în față? Deci, unde mai scoți în față? Cum mai merge așa? Că mi-atinge... Uite cum atinge. Atinge rău de tot, de toate alea, de aici, de tot, de tot, de tot. Să dăm acolo în spate? Nu știu. Stai, că credem că s-a rupt brațul. Orice ar fi, trebuie scos. Aia vom face, o reparăm aici. Nu chiar în poziția asta. E ultima problemă, nu știu dacă dejantat s-au tăiat, unu, și doi brațe posibil să fie dus, să se tindăit în spate. Unu, Sandu era în spate, uite-te pe aici, cât e. Că nu știu dacă Sandu ai brațe și-a făcut așa, nu știu ca atâta direct cu ce-am de gata. S-a tras de aia, dați seama.
Deci eu trecut bă, acolo, acolo unde ai trecut un nou notroliat, am ajuns aici, i-am zis, ușor, mai în stânga, un pic mai în stânga. Și eu dat tare în stânga. O dejantat? Tăiat cauciucul și-mi dă-i brațul. Da, e, bă, foarte, loc. E foarte frumos locul, dar cum o aducem acolo? Trebuie un pus pe groapa aia. Mai. 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 Atât, stânga ușor. Ai trecut. Așa, te. Da, eu zic că ar trebui să urci tu. Da, 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 zic. Îi spun Vitega să urce și el cu Amarokul și eu. Da, da, da. Că noi n-avem trei ori. Hai deoparte. Hai să-l dai deoparte, că ești blocat după mine. Eu da, urcă să le iei cam Amarok. Până la... înainte. Aici nu-i vorba de vulcanizare, mă. Vreau că se schimbă. S-a schimbat puțin în brațul. S-a schimbat și... linie planetară, e acolo capătul de bară. Nu, că roata se învârtea. Hai, s-a schimbat. Amortizorul. Nu, amortizorul. Eu. Deci ce are? Amortizor. Un amortizor și un braț. Și caseta? Sigur, pare în regulă totul. Pare în regulă. Ți-ai luat avânt? Un picuț. Nu știu ce nu poate tare, dar nu știu. La cât ai dat de hotărât din ele? Și acolo? Nu, acolo cred că a două ori. Pune-i în cricul și îl împinge de jos în sus. Dar e mai trebuie un cric. Uite, e aici în ea. Am eu de lară. Da? Dar nu știu dacă e până la 90. E la mașină. Nu, ce facem? Mă duc după trebuie să mă. Mă duc. Ia, voi stați bine aici în furnici roșii? Da, evident, mă. Deja ne-am prietenit cu ele. Da, fixă e noastră, ai? Ideea e că încercăm să desfacem piulița de sus ca ulterior să scoatem șurubul afară, să învârtim de el fiind torsionat acolo. Ai, ai, mă, bine, mă! Bine, mă! Dar cum? Ai, ai, mă, auzi ce fain a sunat. Sunt mai mare dragul cum o folosim. Nici e câștigat la latul, eram așa bucuros. Torsionat, cât am cu el. Lasă piulții. Până la doi. Poți? Și acum caută la oricare, nu știu, un X, Barbie, așa... O bieletă antiruliu. Nu știu dacă o putem monta, că e îndoită zi. Îndoită bară de da. Păi și... amortizor de care? Hai, rămân. Da? Da. Și dau și pe bucată? Aparent, da. Mai? Mai, dai, dai. Mai dai mai repede un pic. Mai un pic? Mai un pic? Mai? Atât. Mai? Atât! Perfect! Nu, no, am utrat. Nu. Mai dai, mai dai, mai dai, mai, 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 mai. Atât, atât, atât. No, acum trebuie virat. Capătul de prelungitor de mediu. Bine. Ha? Bine. Vine, bine? Da. Da. Dă-i, 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 până intră la capăt.
Stați mult? Se simte în patrol. Stați mult? Nu, mă duc să caut varianta cealaltă. Nu știu dacă mi-au geaca sau nu, dar merge. 15 minute, 20. Am eu geaca în mașină. Așa ceva în mai pădure mai crezi. Și cum mă îndreaptă unii brațe, nici nu-ți vine să crezi. Bă, ești unde este restul lumii? Dacă așa ceva nu vezi. Dacă vă vine să credeți. M-am îndreptat să-mi duc cu brațul ăsta perfect. Bă, perfect l-am îndreptat. Deci perfect. One eternity later. Dar lucrarea a reușit. Puteți vedea. Aici avem și frumos. Cum da pentru asta? Ne-am marmoții. Te-ai trezit cumva mai târziu, că erai lucrat peste program și... Da. Și astăzi... Dar până la cât ai de avut deschis la serviciu? Aia, l-am întrebat și eu pe Alex. Ce program am avut? Către 11:30. 11:30. Aici am ajuns la 12. Exact, la 12. De aia zi, Bogdan, ne zici ce ai lucrat? Să știe și urmăritorii ce ai lucrat de dimineață? Nu, pentru că știai că nu e voie. Exact. Dar chiar tot de ce ai făcut? Chiar că n-am înțeles ce-a făcut. Ai vrut să-mi dai cuțitul? Nu cred că nu-l filmez. Dar cum să vii pe aici? Că ai ocol pe unde coborâm noi, e ok. Eu zic că ar fi urcat. Bă, alea, da, sunt pentru așa ceva, nu e ca, uite că e mai atent la ele, mă. Cu aia, cu din ăla ei nu ieșeam din curte, mă. Adică Paula. Eu nu. Paula. Bună ziua. Noi suntem cei de ieri. Ia, 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 că fură. Nesimțitule. Poate vrei să facem și noi așa dintr-o farfurie e cu tine. Dar uite-te că insistă, dar tot du-te-mă de aici. Nu știu de ce ne-am oprit. Aici? Da. Nu știu de ce. Mhm.
pare a fi... Jur că... Hai, dai teroare! E pornită! E dieselul astea, nu mai auzi, bă! Am ajuns într-un loc cu istoria a Apusenilor. Probabil cu toți știți despre accidentul avionic din Apuseni, da. 2014. Next morning. Doar nu l-am dat afară. Să fac un mecanic care nu știe să vin cu noi. E, dar n-avem nicio Toyota cu noi. Și eu m-am lansat pe patrole, că Toyotele nu se strică. Ia uite-le, mă, cum ești deja aliniate în dreapta. Dar bună dimineața! Vedeți, domne, că ne-ați blocat aici, ce faceți? Scandal, a venit la scandal. Mi-ai luat cafea? N-am știut de care, n-am înțeles cum funcționează, ia-ți banii și du-te și ia-ți. Toată lumea, salut, băieți! Alex! Ionuț! Pare bine! Alexana! Pare bine! Andrei! Vlad! Salut, Ruben! Salut! Salut. Sebi! Ruben! Salut. Pune Doreni? Ionuț! Da, da! Pare bine! Pare bine! Ruben! Cel mai bine în jur de 22. Okay. Un 17, un 24 sau 25. Cu cât mergi mai sus, cu atât emite mai scurt. Ok. Am învățat ceva astăzi. 16 atunci. 16. 16. 16. Roțile. Clasică pentru off-road. Da, da, da. Concluzia? Fiecare... Restul rămân pe 3. Ești 3, 2, 2, 2, 17. Îl așteptați tot timpul pe ăla din spatele vostru, să-l vedeți în oglindă, să aveți contact cu el. La mașini toată lumea, aerea după oră. Da, da. Da, da. Aha. Ce ce n-am? Ies așa ușor, rămân către Oradea, deci în dreapta. Adi, poți să mergi înainte, că eu l-aștept pe Vlad. Dar puteți merge înainte, liniștiți, că vă prindem noi. Începem aventura mai repede? Da, din nou avem
ocazia să vedem importanța regulii. Nu îl părăsiți niciodată pe cel din spatele vostru. Cumva iertată treaba asta, că eu le-am zis că pot să se ducă înainte până venim noi cu Vlad. Dar ne vom regrupa imediat. Sper, poate, cred. Bine, sănătos, mă bucur tare de tot de peisajul ăsta, e superb. Am zis că te bucuri, că am început off-road-ul un pic mai repede decât ne propusesem. E foarte fain drum, îmi place. Viță, nu te băga. Știți, vă rog. Mi-s peste tot, că undeva o să mă uit pe ele. De când am schimbat cauciucurile, de ieri, nu știu exact ce... O să vadă Marcel episodul. Nu știu ce nisip să băgat, toate vechile le-am nisip. Și nu mi se mai închid. Apăs pe buton și când... Pe Iști. Nu, că era răzut din mașină, am troliat. Ce ai troliat? Am troliat pe Vlad. Vlad Chețan, ai fost troliat. Hai că vedem noi imediat. Așa. Ca și cum aș fi plecat în tenis și în drumeție. Mie îmi place, abia aștept. Da, un pic mai în dreapta, să nu mă curentez. Bine. Oi, 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 oi. Înapoi? Clar! Tu! Tu! Vlăduț, tu ce faci? Ai de viață, mi-a ce-i de încuit. Dar zi de nu prinde culoarea. Eu zic că poți să-l lași așa. Unde campăm? Avem apă? Teoretic, da. Nu poți să vedem. Sau spălătorie? Unde campăm? Ca în concurs, mă simt, baby! Sau nu?
În concurs nu rămânem împotmoliți. Antisociale. E din aia cu senzor, Alex? Da, da. Îți arată dacă ajunge la pământ sau nu, știi? Ne descurcăm. Ai zgâriat acolo? Ce-o zgâriat? Proaspăt. Proaspăt vopsită? Proaspăt făcută, da. Cred că mă duc acasă, nu mai stau. N-am bloc, aveam SPU și mi-a tăiat gazul și s-a oprit. Ca să poți să scot SPU, eu trebuie să blochez diferențialul. Crezi că are ceva pe pietrele astea? No. Nu se strică, nu? No. Mă bag și reductorul? Da, n-ai reductor. Păi l-am băgat atâtea ori, pe cum tregem până noroiile alea? Bagă reductorul. Reductorul. Risipă era să faci. Să-l îngrași. Hai, bună seara. Deci tot ai campat? Da, eu am terminat toată treaba. Ne-am descurcat, mă bucur că n-a rămas că acum. Dar dacă am fi luat o urcare pe drumul ăla, nu știu. Nu cred că aș fi luat. Da? Departe. Alex ne-a zis că Roxana este șef. Nu ne-a zis că ai și ajutor. Da, dar șeful ce face șeful? Coordonează. Am înțeles. Atunci, pe data viitoare, ajutorul de bucătar. Hai să-mi adus ăsta. Este tricoul clasic, transumant, dar este are o mică personalizare pe aripa stângă. Pe aripa stângă? Wow! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Pare a fi. Acum am prins o piatră. Acum ai prins aceeași piatră. Alea pentru tine au fost lăsate acolo. Ia-le alea două și du-te cu ele. Curaj, mami, curaj. Du-te, du-te cu plecat. Hai, mami! Nu, mami! Nu vine! Fur, fur.
Viteză! Hai! Ca și cum ai fi la concurs. Acolo! Ține-le aproape de tine, să nu le mai ia. Le păzești. Da! Adi? Hai, Rodin, da. Așa, nu-ți cunoaștem prietenii și nu te facem prietenii. La serie. Wow, ok, la asta nu mă așteptam. Am crezut că exagerați. Bărbații nu exagerează niciodată. Sincer și noi despre voi, am crezut că exagerează. I-a părut bine? Sănătate! Haideți. Tot la mai multe ieșiri până la fund. La cât mai multe ieșiri. Mai repede decât mă așteptam în el. No. 2000 years later. Eu fac pariu că n-ajungi până la mijloc. Mai dați și mie careva, dacă vreți. Trei, trei. Păi, Ana, pui. Șef Roxana, mulțumim! Au! Decât să-mi pară rău, mai bine să-mi fie rău. În vârf de munte Ceriale și Bogdanelu de ce e așa bos umflat? Bună dimineața! O cafeluță? Baterie. A, pentru că am lăsat becurile toată noaptea. E, pentru că îmi place mie să arate bine, să fie frumos. Să... Și ce, n-a fost așa? Ba da, absolut. Și acum să vedem dacă funcționează starterul. Vestitul starter. Sau vestitul. Chinezăria, cum mi se exact, mai zice, nu? Vestitul starter de China. Haideți să vedem. Dar ce ai pus? Beculețele. Și le-am lăsat toată noaptea. Ia încearcă să pornește acum. Nu era pus-o de ordă. Plus. Cum ai avut curent la beculețe? Funcționează și wireless. Pentru că avem foarte multă încredere în cei din conducere și credem că la un moment dat barajul acesta va fi reumplut. Vom face aroganța supremă și vom merge pe fundul lacului cât timp încă se mai poate. Ți-a fost frică sau ai coborât să filmezi? Și, și! Ha!
serios? Nu poate să merg. Aici pe video ai impresia că e pe drept. Și atât s-a putut. Mai fac tu ce au unul. Ce-a zis-o te-a zis? Da. Mă, nu, dar ceau nu știu când, nu știu când mai mâncați ceau unul. Nici măcar la ce-a rămas de ieri. Da, știi unde? La Crengi, la alea. Deci nu m-a lăsat să trec, mă. Nu, zice, nu treci acolo. Și s-a dat jos, a tras crengile la o parte, s-a murdărit toată, că toată lumea a trecut peste crengi. Eu îmi rupeam antena, abia am, am pus-o pe Maria să-mi apreze. Da, dar rupeam antena, că am chiar acolo și firavă. E... Da, mai încerc să pune apăcut spate stânga, încercăm să mergem tot înainte, că pare cumva mai principal. Și paralel cu ăsta. Ăsta-l știam și a fost așa, pe ăla care nu toată încrederea în Chivii, poftim? Aha, aveți toată încrederea în Chivii. Toată încrederea. Da, o mașină optimistă. Da, încă o scurtătură marca Chivii. Teoretic, ăsta de instant începe să ducă. Întrebăm pe Roxana. O întrebăm pe Roxana aia pe unde preferă. Ajungem înapoi în traseul ăsta roșu, vezi, noi l-am părăsit aici. Și aici deja ajunge pe culme de deal, deci nu mai e așa de periculos. Stai să văd dacă mi s-a încărcat. Da, uite. Și aici deja ieșeam din pădure. Noi până pe aici aveam stânci, de aici era lejer. No, și noi... Ar trebui să faci stânga. Cred că teoretic... Stânga. Teoretic, da, practic, să vedem dacă ne și iese. Stai să vedem ce ne deliberează jurul. Roxy, te duci tu înainte? Da. Cred că nu am nici tu ce un. Nici acasă. Știi că e posibil. Tu ca nici ciorbă acasă. El ca el, dar eu nici ciorbă. Mergem să vedem. Venim după tine, Kivi. Stați un pic acolo la regrupare și teoretic aici ar trebui să urc tot în serpentine, deci ar trebui să am semnal să vorbim. Vă zic dacă se poate sau nu. Wow! Luau bine? Mai avem teoretic un loc de regrupare. Haideți și votăm, dar da. Haideți. Bine, dar nu suntem la concurs. Nu, dar teoretic e bun drumul. Până aici unde sunt eu, Alex, poți să urci cu copiii în mașină liniștit. Zice Kevin, hai să filmăm reacțiile și zic că aș vrea să le filmez gândurile. Zi gândul tău. Spune, să audă și el. Nu gândesc. Nu? Nu mai așa panică ești, serios? Da, da. Da, da. Mai ales frică? Când văd acolo. Cucu. Bogdan, tu ce zici? Îți place? Tu ești cu tata? Nu, nici el nu-i cu tata. Da, Kevin zicea că e teamă să nu urce drumul ăsta așa, că e prea fain, prea bun, zice, și să se termine brusc. Da. De aici încotro ar trebui să înaintăm. Ar trebui să mergem. Te pregătești de campionatul de off-road. Asta e din jocul. Care? Da. Imaginea din fața. Băi, teoretic e asfalt. Deci nu asta? E, da, n-are, da. Ce, n-are de ce să nu ne iasă la toți. Ok. Dar încercăm să o lăsăm pe plan secund. Încercăm prima dată stânga. Mergi tu. Aia vreau zic, încerci tu. Merg eu, să nu dăm toți în spate. Da, nu, merg eu. Și după aia o să iau, dacă nu merge pe asta, urc aia cealaltă. Ca să nu urcăm nici pe cealaltă degeaba. Problema, capcana cea mai mare la drumurile forestiere, este că ei merg cu drumul forestier până unde interesează. Și te trezești că e aici perfect, că ăsta e drum perfect ce vedeți în față. Da, da. Și se oprește. Deci dai efectiv de un copac în față. Deci nu, nu duc nicăieri drumurile astea forestiere. End of line. De asta... Bine, te așteptăm. Da. De asta te așteptăm. Te rog, Kivi, anunță de prin stație. Nu, acolo nu, 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 mă duc. Tot ceea ce se întâmplă. Nope. No, exact ce ziceam, se termină.
Deci trebuie să întoarcem? Deci așteptăm un pic să încercăm și ăla din dreapta. That will be fun. Să-l întreb când e pregătește asfaltul. Bună ziua! Bună ziua! Și în caz că vine înapoi, te miști la timp cu frâna, bagi mașina și bipă reductor. Nu mai ține. Acum e un... Soundtrack-ul acestei... Tu zici să vină înapoi cu pe reductor? Pe reductor să coboară. Fără frână. Păi mai și frână e să mă ajungi, dar de preferat pe reductor, că dacă merg mai pe frână și o ia așa, așa, așa... Sau lași pe întâia pe reductor. Păi vezi, uite aici. Limitare. Ai dreptate, dar aici nu mă pricep eu și nu știu. Pe 10 limitare. Da. Dar cu a doua nu urci. A doua nu, nu ține așa. Dar o ții constant, frumos. Da, a întâia nu chiar capăt. Când ești în limita, aveți schimbă după aia de două. El face ce vrea, ce știe el. Dar nu poți să selectezi. Bănesc că ai. Pot, dar niciodată n-am stat pe manual. Unul sau doi bănesc. Dar bine, cum are și power. Păi bine ar fi să... Dacă nu, întrebați-l prin stație, cum a fost și ce părere are. Da, exact. Dacă vrei să urci, să nu pleci. Că e Roxana acolo care sigur. Trebuie să una a doua, că după aia tu dacă ești în drive și îți dă inferioară. Cum îi merge? Urcăm toți. Cum a fost? Aici merge. Și părerea Roxanei? E ok, haideți. Roxana a zis că e ok și să mergem. Deci? Noi ne întoarcem, mergem jos și vedem după aia. Ne mai auzim. Mai vezi? Sau n-are decât... Vezi un TV? Vezi un TV? Aha. De ce stați? Băi, nu urcați să nu coboare chimii cu stația. Dar el deja coboară. Stai acolo! Stai acolo! Stai! Nu, la stație, dacă vreți vorbiți cu TV, poate. Așa, cine? Cine voia să vorbească? Voia cine o să vorbească? Păi, să vedem unde ne întâlnim după aia. Așa, păi... Uite, ia stația de la mine din mașină. O zi, Andreea. Dar zi-ne un pic să ne stabilim un punct de întâlnire, că nu toți vrem să urcăm pe aici. Asfalt. Pot să vă urc mașinile cu mânuța la fiecare. Da, ce-i după curba, după panta asta? Maximă și poți cu întâia, frumos, nu trebuie, nu le există niciun schimb. E ca și urcatul pe Iulius, în parcarea subterană. Am înțeles, no, dar uite că nu prea vrea toată lumea, nici eu, să urcăm. Vedeți că zici că nașul vrea ceva mai hard. Nașul nu vrea, nașul vrea chestii ușoare. Noi la overlanding am venit, nu la overlanding. Aici deja am ieșit, asta, partea asta între noi, aici e mai dificilă. După aia e totul drept și am dat în drumul celălalt care e și mai drept. Am înțeles. Și ca altă soluție să nu urcăm pe aici, unde am putea să ne vedem?
Bineînțeles. Le iau cu mânuța pe fiecare. O poți pe 100 de metri să nu urci, să te ocolești încă 20 de kilometri. Am înțeles. Na, ce facem? Eu ocolesc și 50 de kilometri. Salut Ștefan, după aia poate prindeți curaj. A zis Chivi, lăsați-mă să vă urc eu mașinile cu mâna mea. Hai, mă, te urcăm. Urcăm. Dar dacă zice asta... Măcar nu Ștefan. Dacă urcă el mașina... Deci ce zice? N-am curaj să mă uit. Ștefan, l-ai auzit? Ștefan, l-ai auzit? O urcă el? Da. Ok. Îl lasă! Îl lasă acum, ce? Nu te urci mașină? Nu, urcă mașină! Nu cred! Nu mai era panta așa mare. Doar de jos părea mare. E ok. Încet. Încet, bă! Parcă tot mai bine să fiu. Parcă ai alergit-o, da, e ok. Îl băgăm și ăla acolo. Așa acum că ești scos rapid. Wow. M-a durut, picatul m-a durut. Urmează un val de grindină. Doriți să ne adăpostim între copaci? Noi n-ai ceva, uite acolo e între copaci. Ai venit după tine că s-o cam ofrit, acum plouă. Dacă nu m-a plouă, atunci ne întoarcem și dăm în continuare. Hai să mergem în continuare. Până noi așteptăm mai să putem să facem o regrupare. Aici în Poiana putem. Hai să ne strângem. Nu, stânga, că scade fața. Mai stânga. Așa.
A rămas! Ce ai zis, Paula? Nu mai împinge, că-i pe burtă. Ups! Felicitări! Eu sunt mândru de tine! Asta nu mă aștepta. Nici eu. Nu zic, păi stai un pic, dar voi n-ați avut. Dar și eu i-am zis că ce dormi de patrol acum. Da? Bă, n-are prag, nu? Ai, ai! Da, dai stânga! Stai că vine! Potrivită sculă ai! Stânga, dai! Au numărul! Cum? Numărul! Atât! Nu mai da, dai față! Să nu fie acel moment în care intervine deja oboseala în condițiile astea de acum, în care parcă nu vezi nicio variantă. Nu mai știu. A intervenit oboseala? A intervenit, că nu cred că trecem pe aici. M-am împlântat. Încet, că e aderent. Încet. Păi, mireasa că-i poți. Este un... Dă-i, că se pică! Ăla-i! Dă-i, dar ușor! Ușor! Încet! Hai! Și acum ieși ușor, stânga! Stânga! Și acum ieși ușor, dar să nu-l scapi în stânga! Așa-i, stânga! Mamă, ce tare a fost! Da! Denis, ești ok? Da! Când e ce-a afectat?
Vezi urma, când iese din șanț, numai acolo ești din șanț. Rămâi pe șanț, încet la aderență. Întâia dai drumul la la ambreiaj, nu din ambreiaj. La 1500 de ture, așa, geamul sus să nu te... Dreapta, dreapta, dreapta! Așa. Cum a fost urcarea, Paul? Foarte. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut. Hai să vedem, ți-a plăcut sau nu? Mi-a plăcut. Ai putut respira? Nu. Super. Mult noroi. Abia a trecut chimii, dar de fapt ăla nu era drumul și mai era încă unul și s-au dus pe jos să vadă cum e. Oh, fucking da, shit. Bun, deci mă duc să mă încălzez la mașină, că e groasă. Da, mergi. E după curba asta. Dar... Asta, ce... asta, ai zis că s-au dus pe jos, nu? Da. Mașina voastră e un pic mai încolo după ce a trecut de multul la un moment dat. Deci timpul ăsta nu mai e tare și o împinge așa în roiu. Mă. Patrolul. Da, da, da. Noi nu știu cum o să facem asta. E bine. E bine. De plecat din mașină să nu mai auzi copiii că le-ai foame? Glumesc. Deci despre acest noroi este vorba? Atât de cald? Să-l ajung pe Aghi. Cred că s-a dus jos de tot. Pare mai ok față de aici. E mai un pic mai uscat. Hai să zici că dacă ar fi doar puțin, nu s-a dus așa cu el, dacă e da. Nu știu, cred că Aghi s-a dus până jos, măcar să știi, până... Nu-mi vezi, n-am, nu l-am ajuns. E un pic diferit de expunere. Aventura strigațiura! Am găsit un forestier care coboară. A doua variantă, că prima se înfunda. Mergem 100 de metri în față. No, zile și facem loc. Le zic imediat, mă, să le fac loc. Let's go. Prin stație. Băi, ce să le dau prin stație? Mă duc pe jos, că trebuie dirijați frumos fiecare. Zi. Eu zic că dacă coborâm pe șleauri, nici eu, nici el nu trecem. Da, rămâne pe burtă. Da. Trecut pe partea cealaltă și acolo trecut pe partea asta, pe diagonală. De acolo. Acolo unde e uscat, obligatoriu să reușiți să treceți. Deci aici, undeva pe aici. Da. Bun, hai să facem o dată așa. Până la mine ești aici. Atât, dă-i stânga să urci aici pe șleau cu fața să fii urcat. Nu te oprești până nu-i urcată fața, dă-i! Dă-i! Atât! Stânga! Stânga! Hai, hai! Frumos, frumos, frumos! Hai, 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 hai! Du-i, dai stânga, dai stânga, stânga! Gaz, 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 gaz! Așa, atât, atât, dai, gaz! Gaz, gaz, gaz! Nu, n-ai acolo. Asta înseamnă panica să dai gazul. Un pic în spate. Ai, ai. Bun. E bine, e bine. Hai, hai, hai. Ține-l așa, ține-l așa. Ține-l tot. Ține-l în stânga să nu te scape în urma lui. Așa, dai, 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 dai un pic mai tare, mai susținut. Dreapta, dreapta, dai dreapta. Ai, ai. Elegant. Servus. Neața. Vedem acum dacă vine el în spate sau eu în față. Am făcut lucrare, tata meu! Să trebuie să mă înveți la off-road, cu jeepul, trebuie! La patron! Dumnezeu e patron! Ei, cum am dat eu bunătate de patron!
Ce-ai zis? Eu de-astea nu mai fac veci, eu și dau patru. Îl și sunt pe omul ăla și spun, domnule, hai după patrolul, mai dau și bani numai de la casă. Uite, acum mă legam de cioata aia și mă trăgeam afară. Astea-s gânduri din traseu? Da. Gânduri care chiar vor fi realizabile. Nici Maria nu mai are ce să zic acum, gata, au văzut în ce ne-am băgat, deci trebuie petroliu, nu mai are ce comenta că nu dăm bani cu petroliu 3, și... Acum 3-4 luni, știi ce zicea de mis? Gata, cu mine gata, pe mine nu mă mai prins la destea veci. Deci nu există, nu... Băi, am o viață așa liniștită, acolo, cu camionul nu pățești de astea, nu te bași pe aici, nu... Eu nu mai murdăresc. No. Deci eu nu mai umplu când e zăpadă și nu. Nu mai murdăresc. Am băgat patrolul, Ana, într-un tău de boi. Asta știam că nu o să iasă de acolo, dar am vrut să văd cât asta poate să meargă. Deci de-abia m-o tras afară când s-o plântat patrolul acolo, crede-mă. Erau și niște cauciucuri. Hai, întinde! Exact, ăsta era răspunsul lui Bogdi. Kiwi, câți metri sunt? Toți. De șufă. Aici 25, acolo are vreo 25, vreo 50 în total. Doar atât? Sunt mai mulți, e 50. Și eu zic că sunt mai mulți. Nu știu, aduceți mai pe divuleta. Sau să măsoare bine cu pasul. Dincolo. Nu-i nimic de mai departe. Important e că ți-ai prins o țigară pentru momentul. Da, normal, normal. Dreapta, dreapta, dreapta. Lasă geamul jos. Lasă geamul, nu, nu opri. Lasă geamurile jos. Nu opri și ține cu dreapta. Geamul jos. Tu vrei să treci pe aici sau pe acolo? Ok. Și acum? Hai cu dreapta. Dreapta. Geamul jos, lasă să ne auzi. Un pic, atât. Așa. Așa! Nu, nu, nu! Mai dreapta, mai dreapta! Da! Mai opri! Stânga și mai opri! Trebuie să vrei suspendată, mai opri! Stânga și gaz! Acolo e ceva, că a luat și... tot acolo a luat și... Sau a fost? De mine a, sigur este, nu. Ai văzut cât de ușor trec vitarele? Ioi.
Nu. Hai, nu! Nu! Până acolo clar n-am nimic. Nu mai tare, acolo. Dai, dai, nu mai opri. Nu. Haide. Mergem către mașini, pot să încep să plâng un pic de fericire, dar nu să mă bucur prea de vreme. Tu unde ai dispărut? Aici, când nu mai era? Puteam. Da, m-am venit. Dar unde e? Unde e Loredana? Am venit să mă tratez. S-a plăcut foarte cum am sărit acolo. Am primit un întăritor. Urmează o coborâre, unde s-ar putea să nu opriți fix când vă doriți. Asta e unul. Doi, nu e neapărat esențial să ieșiți din șlauri. Pentru că e periculos dacă ieșiți din șlauri să vă ia de-a latul mașina. Deci preferabil pe șlauri. Ușurel, în întâia, mormăind, nu prindem viteză prea mare. Încercăm să controlăm non-stop coborârea. Dreapta! Dă-i, dreapta, hai! Pe care? Aia nici nu atinge nimeni. Deja mă doresc capul. Capul? Dacă n-am mâncat de azi dimineață. Te v-am întrebat, facem pauză de masă. Mă, dar trebuia să facem pauză de masă când ai zis că eram măcar mâncat. Ești un copilot extraordinar. O să te mai iau cu mine. Abia așteaptă. Da. Da, aia chiar a fost salvare. Pentru tine. Bine, ce bine, bani, iertăm sănătoși. S-am tras pietri, tot ce am putut am tras. Ideea asta, încă o dată. A mea e legată de copac. Troliu toată lumea! Dă-i roată, Vlad! Așteaptă un pic să... Stai un pic! Să trag amânei de... Nu
ta. A pleznit bară. Dar să scotem ornamentul ăsta, să nu-l pierzi. Ornamentul scoate. Da, trebuie. Și ai un alt vinit pe aici, tati. Stai să vezi unde coborâm, să vezi unde e urcat. Asta nu știu, tati. Auzi, cum e coborârea? Stai, te-ai spus undeva cu ea? Nu. Nici aici? Nu. Ce sasă? Am emoții și eu. Îi are, îi mașină. Are de pe el. Nu dau. Kiwi, 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 kiwi. Așa nebunit tati kiwi ăsta. General e ăsta așa curajos, gen. Are o doză așa de nebunială de. Nu cred așa ceva. Stai un pic. Da. Și așa se termină drumul? Deci m-am nu mai fost acolo? După el, că m-a apucat panică. Dar, na, ăsta e drumul. Ok. Și eu m-am urcat, e și o porțiune de noroi, mai nasoală, dar... Doar că chiar n-ai pe unde să locolești. Aia să fie problema. Ăsta din stânga, l-ați văzut oare? Nu m-am mai dus, dar nici m-am mai dus, pentru că mi s-au... Ștefan a trecut? Mișcare ultima mașină. Ultima mașină e Dumnezeu cu Vitara. Și el a trecut? O trecut, da. Na, haideți jos toată lumea. Bine. Încet și cu grijă. Aude cineva pe stația? Da, da. Ești jocul cu niciodată. De acum Kiwi ne bate pe toți la niciodată. Deci, cum ți s-a părut acest traseu de overlanding? Overlanding? Ce overlanding? Overland. Am mers. Just over the land. On the land. Am mers, n-am rulat. Am mers târâș. Da, și noi. Am dat jos din am săturat. Am mers 5 km. Câți km? 1 km târâș. Ceva off-road facem și noi azi. Mai bine taci. Măcar acum, la final. Poate, mai bine taci. Poate găsim și noi o urcare, ceva. O copilere. Ok, da. Bună ziua. Bună ziua. E dar de Kiwi ce părere aveți? Băi, am bun. Ce polici am făcut pe dedesubt. Dar nu e singur. Vai, mă, nu, dar știu. Și continuă aia. Nu am un post să-mi cum pădure liniște. Să-mi duc cu mâncața așa, dar băi, dăm în pădure nici jumate, lui zice aici. Nici jumate nu-i, să moară măsa din jumate. Haide să trec cu face. Să vedem ce facem mai departe. Bă, ne îmbrățișăm prima tură. Având în vedere că glăvoiul la 50 de km n-are rost, ne întoarcem 10 km la barajul pe care, prin care am trecut. Asfalt? La Leșu, da, doar asfalt. 12. De la barajul de azi dimineață? Da. A, da. Pentru atâta! Before the sun appears, before the world has even stirred, let's get out of here. We don't need to hurry,
road ahead is clear. Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me an idea. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't even last another year. The wind at your shoulders, soft gin in our ears. There's a whole wide world about to unfurl, not so far from here. Let's get lost together. Let's go chase that postcard. Wish you were here, weather. Let's get lost together.